din amintirile mele de doctor și din istoricul meu, pot spune două, trei întâmplări drăguțe sau speciale pentru mine din punct de vedere medical sau social. Acum trei zile am operat o doamnă care avea sarcină gemelară, două fetițe, au cântărit 2000 de grame, sunt premature amândouă, dar le merge foarte bine. Le-am maturizat și pulmonar, adică am făcut injecții înainte cu 24 de ore de a opera pentru că i s-a rupt apa în luna 7-a, de fapt. Și fetițele sunt foarte bine, pe una o să o cheme ca pe mine și pe cealaltă Natalia. Și sunt drăguțe și o să țin minte întotdeauna, mai am domnișoare pe care le cheamă ca pe mine, dar asta, doamna aceasta a făcut in vitro și sunt practic embrionii mei pe care i-am transferat în uter acum 8 luni și acum le-am văzut fetițe, țipă, mănâncă, sunt sănătoase, dar foarte mici, au 2000 de grame. Altă experiență interesantă a fost o doamnă care avea două operații cezariene și la a treia sarcină a vrut să se nască natural. E o doamnă intelectuală care a spus că nu se simte femeie pentru că nu a născut natural. Și atunci i-am spus că nu pot să-i montez anestezie epidurală pentru că îmi maschează durerea de preruptură uterină. Să vă explic puțin. După cezariană, în travaliu, dacă femeia e lăsată să aibă contracții, să o doară burta, poate să îi se rupă uterul. Dacă îi montăm anestezie peridurală, orice durere dispare. Deci nu ne dăm seama că uterul e rupt, că nu o doare nimic, nici în contracție și nici între. Ar trebui ca între contracții să nu o doară nimic. Dacă o doare, e semn de preruptură uterină. Și i-am explicat, doamnă, o să vă doară rău burta pentru că nu mai putem să punem anestezie, că trebuie să văd semnele de preruptură. Ea și-a asumat acest lucru și am reușit. Am dormit în patul de lângă dânsa toate orele de travaliu și a născut natural a treia oară după două cezariene. A mai fost înainte la mai mulți medici care nu și-au asumat aceste riscuri și au refuzat-o să o asiste la naștere. La fel mi-a adus o poză cu bebelușul și este o amintire unică pentru că a fost ceva special din punct de vedere medical. În general, femeile se tem de episiotomie, că le va durea perineul. După ce nasc, femeile nu mai simt durerea la nivelul perineului pentru că este un sindrom de adaptare la naștere. Perineul și părțile moi se relaxează, se umflă un pic, se edemațează în mod normal ca să putem naște. Deci totul este făcut în corp să naștem și astfel să nu ne doară după aceea locul pe unde a ieșit fătul. De aceea acesta este un alt mit care ar trebui demolat, că o să ne doară episiotomia și zona perineală tăiată și cusută.